Iar acum, dragii noștri, vine să ne încânte cu talentul său, cu frumoasa sa voce, o minunată copilă. Dar până atunci, eu zic să reamintim ce este epidermul lizabuloasă. Dar nu înainte de toate, de a menționa ce este boala, pentru că este o boală foarte gravă și toți bolnavii au nevoie de ajutorul fiecărora dintre voi. Fiecare putem contribui cu ceva. De exemplu, putem dona pentru ei ceva în boxă, un leu, doi, sau atâta cât vă lasă inima. Sau puteți procura handmade-uri făcute special de către voluntarii Asociației Debra Moldova, în susținerea lor. Totodată puteți să vă apropiați de măsuțe și să procurați băuturi răcoritoare, unde puteți lua loc la terasa improvizată și astfel banii pe care îi ați achita se vor duce în susținerea fluturașilor. Datorită vouă, celor care ați procurat un bilet la prețul de 40 de lei, oferiți șansa unora dintre bolnavii de boala fluturașului să facă și ei ceva bine pentru sănătatea lor. Haideți să nu fim egoiști, să fim buni la inimă, să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Haideți să ajutăm Debra Moldova! În continuare vreau să o invit aici, alături de voi toți, pe Anastasia Melnikova! Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud I was that you walked away. If only I know when not today. Just wanna have what you need. It's so hard to say goodbye when it comes to things.
să invit aici, alături de mine, pe o altă domniță foarte, foarte talentată, care este prezentă astăzi aici să vă încânte. Este vorba de Nica Glitzos. Такой красивый, радужный цветок. Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. Тонкими ручьями широка река. Будем же друзьями, вот моя рука. О-э-о, только вместе мы большая сила. О-э-о, не разлей вода. О-э-о, чтобы радость сердце не остыло. О-э-о, рядом ты и я. О-э-о, мы многое сможем, когда будем вместе. О-э-о, давайте умножим и смех, и улыбки, и песни. О-э-о, не разлей вода. О-э-о, чтобы радость сердце не остыло. О-э-о, рядом ты и я. Revine în scenă Anastasia Melnikova. Aplauze! Stomach of beauty and love.
Bravo, ești foarte minunată astăzi. Și nu numai astăzi, dar și întotdeauna. În continuare vreau să o invit aici pe o altă tânără talentată. Este vorba de Alina Pădure. Haideți, vă rog, să o întâmpinăm! Iar acum, domnilor și domnilor, vine în scenă Făcoasa, o avalanșă întreagă de stil, carismă. Așadar, vine în scenă să ne cânte nouă la toți, să ne cânte pentru Debra Moldova, carisma. Domnilor și domnilor, să o invităm cu aplauzele dumneavoastră. Bună ziua și mai întâi de toate am vrea să te întrebăm care e mesajul tău pentru cei de la Debra Moldova. Bună ziua tuturor! Cred că să fim vulnerabili la ceea ce se întâmplă. Nu sunt pentru prima oară în această scenă, anume în susținerea Debra Moldova. Ultimul timp am început să observ la televiziune tot mai des publicitatea în care promovați faptul că oamenii să dea niște bani pentru acest boală și pentru cei care, din păcate, au fost atinși de fluturașul ăsta anevoios. Mă bucur că se fac așa gen de concerte, evenimente și astfel trezim puțin lumea și dăm de știre că nu doar la noi totul este bine, dar sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Asta în primul rând. Și mesajul este să acționăm, să facem ceva. Da, și noi îți mulțumim foarte mult că ești receptivă de fiecare dată și ajuți Asociația Debra Moldova. Mulțumesc! Îți lăsăm scena, ți aparține! Mulțumesc și la fel aș fi vrut să felicit toți copiii. Astăzi este ziua voastră, undeva și ziua noastră, pentru că și noi suntem, chiar și dacă maturi, dar tot copii pentru părinții noștri. Și să ne bucurați, pentru că voi sunteți viitorul nostru și voi trebuie să ne faceți în viitor să zâmbim.
iubesc. Știu, tu ești copilul perfect, n-ai nici măcar un defect și faci totul corect. Știi bine că-mi place să simt dragostea, alături de tine lucesc ca o stea. Știi bine ce simt, știi bine ce vreau de cuvinte, dar vreau să ne auzi de zi. Spune că mă doresc, spune că mă visez, spune că mă iubesc, spune, oh, oh, oh. Zi de zi spune că mă doresc, spune că mă visez, spune că mă iubesc, spune, oh, oh, oh. Tu mă auzi că nu-ți vorbesc, doar tu mă faci să zâmbesc. Mi-e bine și e firesc. No, 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 tu mă faci să nebunesc și viața plin să trăiesc și vreau să-ți mulțumesc. Știi bine că-mi place să simt dragostea, alături de tine lucesc ca o stea. Știi bine ce simt, știi bine ce vreau, trei cuvinte, dar vreau să le auzi zi de zi. Spune că mă doresc, spune că mă visez, spune că mă iubesc, spune, oh, oh, oh. Zi de zi spune că mă continuăm cu o piesă la fel de ritmată și sper că acum putem să ne dansăm împreună, nu? Too late to trust in my fate and find you, baby.
yeah, I'm running to you. But I can't break through. It's full of feelings I thought I knew. So please come to me and set me free from these vultures. Your heart will save me with your love. Oh, 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 oh. Let me swim, let me slow. Put your arms around my body and just don't let go. Oh, 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 oh. Let me swim, let me slow. Put your lips around my body. Kiss me on and on. Oh, 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 oh. Let me swim, let me slow. Put your arms around my body. Searching for love, and you are the man I'm thinking of. It isn't too late to trust in my fate and find you, baby. Yeah, I'm running to you, but I can't breathe through this wall of feelings I thought I knew. So please come to me and set me free from this world. Just your heart and save me. Vreau să-l invit aici alături de voi pe Sly. Eu cred că cine iubește o să înțeleagă sensul acestui mesaj, acestei melodii, de fapt, că este doar un mesaj în ea, un mesaj bine spus. Dreaptă mă țin pe azuri, întregi în bată, mă căată, dar atât de fericiți eram, mergeam de mână împreună, semenea doi iubiți, subindu-ne cu vorbă bună, de sus cerul fost în ce o ploaie, pe pământ coboară, nevirea ta e și a mea răcoritoare ca o toamnă și vocea ce-mi spunea mereu, îngeraș, eu te iubesc, poate că n-a fost complicat, cum ai mai spus o prima oară, tristețea s-a lăsat în mine, sufletul mi-e ca un foc, văd la tine zboară gândul, randafira cu noroc, o, 4, 8, 2, 3, 7, 2, ultimul meu SMS. Chimia ce-a fost între noi și ce-a fost între noi rămâne de vei trezi de somnul tău. Păstrez pe buze sărătarea trasă de parfumul meu. Nu sunt un poet celebru și nici un solist pe bune. Se cânt melodii de toamnă care nu mai iau ceva. Îți spuneam ochii inundați în lacrimi. Inima mi-e despicată, muza mea îți duce dorul cu durere. E vreo dată trebuie să plângă ceasul. Timpul nu e trecător, ar trebuie și eu să uit. Acest moment copesc și toată e scundus de o poveste. Cobor spre catedrală, vale unde a luat început prima noastră încercare. Păstrează-mi amintirea, iubirea ta să ne iubire. Răiește-ți fericirea, zâmbind în visul unui mie.
următoarea melodie este o melodie chiar într-adevăr care, sincer să fiu, m-am gândit aseară să o interpretez, fiindcă aveam vreo 12-13 ani când am înregistrat-o, pe unde mai bine, pe unde mai rău. Sper mult să vă placă. Împreună vă prezentăm piesa Urajos, dreptatea sus. Adevărul și minciuna nu se mai compară acum. Adevărul este dur, iar minciuna într-un album. Gândul acceptat de azi poate să ne zică multe. Viața noastră de-a vă spune tragedie, suferință, o privire despre ceam. Mă inspiră la succes, e mare lucru, nu e azi. Ură, dușmanie este locul care cânt acum. Așa se spun, fiindcă fac dreptate aici și ascult pe cei din jur. Tot puternic Dumnezeu mă ajută să vă spun. Societatea noastră n-are niciun minus despre drum. Întotdeauna mă gândesc la un viitor corect, deși pe stradă vine câteodată o speranță difuzată. Câteodată îmi dau seama că vorbesc corect, se înalță și mă simt de incomod. Societate jale mare, tare, mare lovitură pe la spate. Ce se întâmplă în țară? Mereu pe la spate, facem viața mai departe. Da. Întotdeauna am crezut că această piesă nu se dă șanse multe de a fi audiată de public, dar să știți că cu această piesă mi-a făcut apariția în scenă. Dreptul ce ne-a fost luat și nimic n-a mai rămas. Ți alege praf curat, nu există sețul stras. Țin uciderea ne dă de înțeles un singur lucru. Indivizii ne zâmbesc, parcă așa și trebuie să luptăm în fiecare pentru un viitor frumos. Ura să uităm în jos, e dreptatea sus mai sus. Slegând atenție ce se poate întâmpla, ce speranțe poți avea doar cu mine în viața ta. Și... ce se întâmplă în țară? Ne mințim și lovim, facem viața mai departe. Ce se întâmplă în țară? Și chiar că o să doară, mereu pe la spate, mai departe. Blestemată mea gândire, ne-am vă spune că e rău. Șefuiește tot poporul, gangsterii cu martubeu. Incomodă să vă spun, fiindcă fac dreptate său. Simțul omenesc la unii, îi trădează ca mereu. Viața fără libertate se cunoaște în mare parte. Super merge aventura, totodată zice șoapte. Nicăieri nu întâlnești nicio vorbă culturală. Lacrima căzută jos, se observă că eu joacă mergi prin nori cu gândirea. Depășind un vers dinamic, se încheie peste aceasta cu o speranță mult mai lungi. La un radio din țară se aude peste-n formă și acolo vi se zice: ascultați dreptatea noastră. Și nu ne pasă deloc ce se întâmplă în țară, și chiar tot se doare. Mereu pe la spate, mai departe. Ce se întâmplă în țară? Și chiar tot se doare. Mereu pe la spate, mai departe. Să fie bine, si se de la sine, pentru societate. Drumul mai departe, să fie bine. Societate, drumul mai departe. Și voi să mergeți mai departe. Mersi mult. În continuare vreau să îl invit aici alături de voi pe Marius Savin, un băiat foarte talentat. Vă rog să-l întâmpinăm cu aplauze. Da, fiți mai generoși la aplauze. Ele sunt gratuite, apropo.
Pentru asta nu trebuie să dați absolut niciun ban. Hai, Marius! Mulțumim, Marian! Iar noi tindem să menționăm partenerii care ne-au susținut la acest concert. Este vorba de Kirsan.com, Grave Carat, Kirsan Security. Parteneri, Primăria Municipiului Chișinău, Trigora VD, Orhei Vit, Linela, Furșet Market, Studio de Coafuri Stephanie, Florence Style, Restaurantul Veranda, care a oferit o masă de sărbătoare Asociației Debra Moldova, Salonul de Frumusețe Royal Beauty, Silentagro, Green Hills Market, Centrul Comercial Zorile, Kirsan Design, Schwarzkopf și Partener Media, Tipicnea Moldova, Îmiplace.md. Iar noi continuăm programa noastră artistică cu un tânăr interpret foarte talentat. Îl invit aici alături de voi pe Dorin Pănuță. Aplauzele dumneavoastră sunt gratuite.
Așa, de fapt, trebuia să urc eu în scenă și vreau ca nu aceste aplauze să fie pentru mine, ci am venit să-i susțin pe fluturașii de la Debra. Și vreau toate aplauzele astea să fie exact pentru ei. Exact pentru ei sunt. Adică o dată să facem acest exercițiu, toate aplauzele în special pentru fluturașii de la Debra. Merită să iubim, să fim iubiți, să avem inimă mare și să-i susținem pe cei care au nevoie de asta. Pentru asta vreau o dată să-i dăm aplauze pentru cei de la Debra. Le mulțumesc foarte mult că m-au invitat și sunt alături de voi. Nopți de vis, șapte de dor aprins, obișnuiam să punem nume stelelor. Până în zori sunt fericit, ești tot ce mi-am dorit. Inimile noastre bat în unison, doar privirea ta sus, e ziua voastră, vă iubim și pe voi. Așa. Mă simt îndrăgostit, de tine am fost vrăjit. Doar ochii tăi n-au arătat cum să iubesc cu adevărat. Pe aripi de dor noi vom zbura ușor, vom păstra iubirea până la sfârșit. Doar privirea ta îmi dă liniștea, cu tine viața e un vis în paradis. Alin ușor și mă trec fiori, te voi iubi mereu, îngerul meu. Doar privirea ta, doar privirea ta. Și am să vă iubesc, iar următoarea melodie vreau să ne distrăm pe bune, să ridicăm mâinile sus în aer, să sărim tare, tare și să vedem cât de moale este iarba noastră. Haideți să vedem, să strigăm tare și încă o dată, multe, multe, multe aplauze pentru cei de la Debra, pentru toți fluturașii. Hai să luăm toate mânuțele sus, toată lumea și cei măturitori, așa. Ca să facem un exercițiu, sărim tare în aer, sunem copilașii, sărim, sărim, sărim și... 1, 2, 3! De fapt, o piesă despre adolescența mea, așa că în curând veți simți și voi ce înseamnă asta. Singur, stăteam pe scările din bloc și gânduri, ce să mă fac, cum să-mi petrec eu timpul. Se aude liniște pe drumul nimeni, sunt numai eu și telefonul sună. Vibrează telefonul, într-una sună un număr bine cunoscut și strigă. Prietenii vin cu noi în seară, distracția e-n tot. Și ei, hei, se lasă noaptea afară.
și mai bine și mai tare, să ne încălzim un pic de răcoare, să alungăm norii și să pune soarele să ne încălzească inimile noastre. Aprinde focul, noi dansăm în noapte. Ce bine ne distrăm acum dansează. O senzuală domnișoară, ritmul ce ne înconjoară în astă seară. Vino aproape lângă mine, simte ritmul, dansez și eu cu tine noaptea asta. O noapte fermecată lângă tine, dansează lumea toată. Să noaptea afară, hey, hey! Cu fete-n toată seara, hey, hey! Distracție nebună, e bună, nebună, e bună cum e ea și hey, hey! Se lasă noaptea afară, hey, hey! Cu fete-n toată seara, hey, hey! Distracție nebună, e bună, nebună, nebună cum e ea. Așa-mi place bățe și azar sus în aer, luați exemplu de la ei, bravo! Hai să văd și partea stânga mea, cum săriți și voi. O schimba un pic ritmul, îmi dau un pic R&B și o striga tare așa, bom, bom, bine! Hai să vedem! Bom, 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 pe unde? Bom, 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 se aude? Bom, 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 se cânte? Bom, 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 așa? Bom, 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 îți place? Bom, 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 aș vrea să? Bom, 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 să fii cu mine? Curajoși, puteți să luați domnișoarele la braț. Nu vă sfiați, nu vă rușinați, suntem liberi. Miros de trandafiri, dar pentru tine în brațe te-aș strânge să-ți spun că te iubesc. Petale și flori, durere și pe cerul din stela cu o privire mai fermecă și dimineață când va veni iar lângă mine nu vei fi. Noaptea pe cerul din stela cu o privire mai fermecă și dimineață când va veni lângă mine nu vei fi. Și tot ce-mi doresc să fii lângă mine, în ochi să-ți privesc, să-ți vorbesc, cât-mi doresc să-ntorc înapoi clipele-n dor. Și tot ce simțeam doar noi, unde ești să te caut, am nevoie. Și noaptea pe cerul din stela cu o privire mai fermecă și dimineață când va veni iar lângă mine nu vei fi. Noaptea pe cerul din stela cu o privire mai fermecă și dimineață când va veni lângă mine nu vei fi. Așa, tot tu lângă mine vei fi, eu voi fi alături de voi, iar voi, îmbrănați cu mine, să fim alături de fluturașii noștri, care au nevoie de susținerea noastră, și să ridicăm mâinile sus spre cerul și să mulțumim lui Dumnezeu că avem de toate.
și clipa întâlnirii va veni. Când în ochi mă vei privi, într-o secundă ai să înțelegi că îmi lipsești. Și clipa întâlnirii va veni. Când în ochi mă vei privi, într-o secundă ai să înțelegi. Mersi frumos, baftă vouă și să fiți sănătoși! Dorin Pănuță, mulțumim! Mersi frumos! Dragilor, vrem să vă aducem aminte detaliile tehnice de care vorbeam puțin mai sus, referitor la tombolă. Nu degeaba am pomenit înghețata puțin mai devreme, o înghețată de 15 lei. Cu 15 lei, în loc de înghețată, îți poți cumpăra un talonaș și poți participa la tombolă. Deci nu pur și simplu, dacă nu vrei pur și simplu să dai 15 lei, poți și câștiga. Ei, tombola înseamnă un pic de noroc chior, pentru că nu-ți garantează nimeni că vei câștiga. Totodată ai șanse, iar asta deja este îmbucurător. Care sunt premiile? Să vă spun pe scurt, de la Florence Style, firma de haine italiene, avem 15 vouchere, fiecare în sumă de 200 lei. Avem un premiu mare, o cutie de 12 pachete de sucuri de la Orchei Vit. Studioul de coafuri Luc Stefani tot vine cu 15 vouchere. Fiecare este cu posibilitatea de a te tunde sau de a face o coafură în schimbul acestui voucher. Compania iPrint vine cu 10 cănuțe imprimate cu desene foarte vesele, copilărești de 1 iunie. Schwarzkopf vine cu 15 seturi de cosmetică, a câte 200 lei fiecare, așadar un talonaj de 15 lei îl poți cumpăra exact vis-a-vis de scenă, sub acea umbrelă, te apropii și prietenii noștri de la Debra Moldova te vor ghida, te vor consulta, îți vor da un talonaj, îl poți pune în urna de extragere și așteaptă tombola. Dacă ți-ai luat talonașul, stai aici lângă noi și aștepți tombola, pentru că tu ai șanse să fii câștigător. Știi când vei câștiga? Atunci când vei crede că poți câștiga. Atunci oamenii câștigă. Dacă nu crezi, niciodată n-ai să câștigi. Nici în viață, nici în afara acestei zile, nici în afara acestui parc. Zâmbește oriunde ai fi. Nu râde în continuu, ci zâmbește. Sunt două lucruri diferite. Noi continuăm această după-amiază deosebită și vreau să vă asigur că este deosebită. Dacă ar fi fost soare torid, imaginați-vă, multă lume se uită în sus și spune, vai ce timp urât, nu este adevărat. Dacă ar fi fost soare torid, nu era să stați aici, era să căutați copaci cu umbre, vă asigur. Altfel, este ok să-ți pui o geacă peste tine și să savurezi acest timp extraordinar de milioane și milioane și milioane. Acum vă invit să ascultați imnul fluturașilor. Muzica aparține lui Dan Văzniuc, versurile lui Eugen și Ecaterina Brad. Îi invit în scenă pe Nicolet și Max Zavidia. Bună ziua! Ne bucurăm nespus de mult că sunteți astăzi aici, sunteți alături de Eugen și asta demonstrează că aveți un suflet mare, aveți o inimă mare și nu sunteți indiferenți. Atâta timp cât nu sunteți indiferenți, înseamnă că lumea noastră devine mai bună. Da, eu sunt de acord. Mersi. Bună ziua încă o dată și imnul fluturașilor pentru voi. Ați văzut pe cei ce suferă în tăcere și nu mai am nicio putere, doar sânge și durere, viața lor sunt nopți de chin. Și nu mai au niciun destin. Și în orice clipă să fie singur le și totuși îi speră
iubă, or viața e tristă. Și totuși este înțelege. Și ei nu mai au lacrimi pentru a plânge, doar speranța de a-i învinge, și boala îi înfrânge. Ei simt că viața îi se stinge, și în orice clipă crede Domnul se de Acesta, într-adevăr, a fost un imn pentru cei care suferă de această boală și să dea Domnul ca această boală să nu mai apară, să apară cât mai rar până va dispărea de tot. Iar pe cei pe care totuși i-a atins această boală, vreau să le doresc să aibă același suflet mare și să dea mâna, cum o face Eugen, să dea mâna celorlalți care au nevoie de ea. Și mulțumesc mult lui Eugen că are această tărie pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de aceasta. Mersi. Și acum vă las pe scenă acela Dan și Nicoleta, special pentru voi, o melodie foarte frumoasă. Da, încercăm. Cu noi care știu cuvintele.